Bun venit la Trăiește Sănătos! Astăzi vorbim despre Oreion. Alături de noi se află doamna doctor Ilinca Tranulis, medic-pediatru. Bine ai revenit, Ilinca! Bine v-am regăsit! Continuăm cu bolile copilăriei. Da, plăcere! Cât de grav este Oreionul? Cum îl recunoaștem? Oreionul, din fericire, a scăzut gradul de contagiozitate și de frecvență a lui datorită vaccinării. Vaccinul ROR sau MMR, efectuat la vârsta de un an, oferă protecție împotriva oreionului și datorită lui cazurile de oreion sunt mult, mult, mult mai rar întâlnite. Oreionul este dat tot de un virus, virusul Ulrian, care afectează glandele parotide. Glandele parotide sunt niște glande salivare aflate, așezate undeva la unghiul mandibulei, sub ureche cumva, între mandibulă și ureche. Și zona aceea se umflă, devine extrem de dureroasă, pe copil îl doare când mestecă. Înainte de inflamarea parotidelor apar simptomele banale de răceală, febră, puțină durere în gât, eventual dureri de cap. Părintele bănuiește că e o răceală banală, dar odată cu această inflamație a glandelor parotide, se ridică suspiciunea de oreion. Întâi se inflamează glanda pe o parte, iar în următoarele zile și pe partea opusă. Deci atunci când faci oreion, sunt prinse cel mai probabil amândouă urechile. Scape odată de amândouă. Copilul cel mai probabil a venit în contact cu virusul în urmă cu 2-3 săptămâni și este contagios pe toată durata inflamației, 7-10 zile, uneori poate chiar puțin mai mult. Boala în sine trece fără prea multe intervenții, dar dacă durerea este greu de suportat pentru copil, se administrează antitermice pentru febră și eventual antiinflamatoare pentru această durere, pentru scăderea inflamației din glanda parotidă. Copilul trebuie să stea bănuiesc acasă. Da, este o boală foarte contagioasă, se transmite foarte ușor prin aer și atunci ar fi bine să stea acasă, să nu meargă în locuri publice. Din nou, este o boală virală care scade mult imunitatea copilului, deci noi îi punem în pericol doar pe cei din jur, nevaccinați. Bebeluși de până într-un an nevaccinați care fac această boală pot face complicații. Punem în pericol și copilul nostru, care poate mult mai ușor să capete alt virus sau să se suprainfecteze boala lui și să se îngreuneze situația. Ca tratament spuneai antitermic atunci când copilul are febră și de fapt nu știm dacă este o răceală banală sau iată mai târziu descoperim că de fapt a fost oreion, deci este bine dacă dai antitermic. Descoperim, ridicăm noi o suspiciune, iar apoi mergem noi la ca medic. Părinți. Dar cel mai bine este diagnosticul de certitudine să-l dea un medic infecționist la un spital de boli infecțioase. Și se mai ia ceva apoi ca tratament? De ce întreb? Știu că la băieți există anumite riscuri, băieții care fac oreion, mai târziu ca adult? Despre ce vorbești tu sunt complicațiile oreionului. Din fericire nu apar la toți copiii, complicațiile pot fi meningite, encefalite, deci afectări ale straturilor cerebrale și pot da și orhită, inflamația testiculelor care poate să dea până la infertilitate la vârsta de adult, tocmai această afectare a testiculelor unui băiețel. Adică mai târziu ca bărbat să nu mai poate avea copii. Iată, deci e o boală pe care dacă am putea să o evităm, ce bine ar fi. Există vaccin, și deci, care ca funcționează. Sfat, vaccinați-vă copiii la vârsta potrivită, astfel încât ei să nu mai facă oreion. O singură doză? Da, se mai repetă la vârste mai mari, dar la copiii mici este vaccinul de un an. Deci, iată, este bine că avem acest vaccin, bine ar fi să vaccinăm la timp și să fim scutiți de toate aceste neplăceri. Și când suspicionăm vreo boală, să stăm acasă sau să mergem doar la camera de gardă să primim un diagnostic corect. Mulțumim pentru sfaturi, Ilinca. Astăzi am vorbit despre oreion, iată o altă boală a copilăriei. Mai sunt și altele, așa că Multe. Te invit de pe acum să revii și să continuăm să discutăm despre ele. Îți mulțumesc pentru sfaturile date astăzi. Și
eu mulțumesc. Rămâi cu noi la Trește Sănătos, avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună.